se confundă actoria, profesia cu atacul. Sigur că omul când aude, eu știu, o poantă de-asta deplasată total, stologene, stologene, n-ai lăsat doar în izmene, poate să o spună oricine și să râde. Asta nu înseamnă că actorul are profesie și are talent. Mircea Crișan, care a fost un genial, spun da. A fost pentru că nu mai e la noi. Da. Îi dea Dumnezeu multă sănătate. A fost un mare actor. Cred că era mai mare decât Tănase. Mircea Crișan avea subtilitatea. Subtilitatea aroșii și nu numai el. Tănase avea la un moment dat 14 comici. Cu Nae Roman, Antonescu Cărăbuș, Dan Demetrescu, Elena Burmaz, Zizi Șerban, George Trestian. Ăștia mă Tănase și vă invit la Cărăbuș cu fete frumoase și cu cântecel ghiduș. Ce vreau să trag o țeavă pentru canalizare. Eu nu mă pricep în chestii astea. Primăria mi-a spus că până diseară să fac rost de autorizație. Unde dracu să mă duc? Unul zice la primărie, altul zice la minister. Unde să? Înclinată 15 bis. Păi și tu aceasta trebuie să te duci la Casa Autonomă de Construcții. Unde vine asta? Drept înainte. Vezi? Văd! Saltare! La revedere! Și mersi! Aici o fi? Casa Autonomă a Construcțiilor. Am nimerit-o. Dar nu e nimeni aici. Buongiorno. Buongiorno, signore. Costică, Păcubici. Îmi pare bine. Domnule, eu vreau să trag o țeavă la canalizare. Ce trebuie să fac? Non capisco. Exprimate voi explicitamente. Piano. Piano. Hai să vând piane. N-am nimerit-o. Adică să plec. Perbaco, perché partite, signore? Aspettate un poco. Capisco. Volete costruzione una magnifica casa. Con 100 appartamenti e paratonera. Paratonera. Capisco? Capisco, capisco, dar non se leg. Capisco che la piscina. Ah, che la piscina, care piscina. Țeava, domnule! Țeava! Parlate italiană. Mă scuzați, dar nu-mi permit așa ceva, eu nu știu decât românește. Finalmente, signore, ce diavolo desirate? Țeava, domnule, țeava! Basta, basta! Facete prima volta una petizione, seconda volta una declarazione, terza volta informazione, esplicazione e decisione. Capisco? Ce tu-te-i dă ăsta cu capisco, ei drăcia, dracule? Cum mă înțeleg eu cu neamțul ăsta? Ghiță, eu îl cunosc de la primărie. Ghiță, acum ești aici? Fii bun și lămurește-mă tu. Eu am o țeavă. Non capisco, signora, prima vista. Păi și tu ai început cu capisco și cu la dolce vista? Mă, cu ce mă mai înțeleg eu în țara asta, mă? Presto, signore, presto! Prima volta, petizione, seconda volta, declarazione, terza volta... Ce tu mă ăsta cu volta, volta, cu odată mă apucă revolta! Și dezvolta o bătaie, lacrima molta! Che bella voce! Ma non capisco! Io te, aici, am nimerit-o. Cred că acum am făcut afacerea. Domnule, dacă-mi dați voie... Eu am o țeavă. Dumneavoastră aveți niște telefoane. V-aș ruga dacă se What poate... What is it, please? Speak English. I don't know Romanian. Do you understand? Capisco. All right. Da, am dat o raită pe aici. Știți? No. Țeaba. No, speak English, my dear. Yes? Yes, da, da, abia am venit. All right. Da, o raită, încă o raită, sigur. O raită. O raită, dar ce sunt eu, cald de saca? Unde-i fi nimerit, mâinele? Domnule, telefoanele. Aici sunt telefoanele? Here. Moment, please. I see. Yes. Very well. Yes. 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 Yes.
zice mereu că iese de asta pe loc. C-A-M. Cam. Cam cum vine asta? Dincolo ITT, aici C-A-M. Vă salut cu respect. Deci s-a prins treabă. De pedigrie. Știți că eu știu la pedigrie. Capisco. Altă drăcie. Ascultă, șefule, n-ai vrea să repeți că eu limba asta n-am mai auzit niciodată. Ăsta l-a pognit unul peste gură și nu mai poate descreșta fâlcile. Pisco, urmărește, ce vreau? Țeavă, țeavizie, biș, scârț, parascovenie. Ne-am lămurit? Nici că știți cum, ce-i? Băi, ce nație asta, mă? Suedez. Și ce caut aici? Păi, suedezii au concesionat chibriturile. Și cu asta ce-am făcut? Ce zice, mă? Zice să te întreb ce vrei. Păi, eu vorbesc românește și el nu mă înțelege. Zi-mi mie că eu te înțeleg. Păi, dacă mă înțelegi, să spun eu, tu știi ce e aici? Tu știi ce scrie aici? Capisco, understand, writer, vâș, scârț, caro mio, bella voce! Cred că am vorbit românește. Zici! Ce-a zis, mă? Auzi, zice să te duci întâi la finanțe. Păi acolo ce să caut? Parcă finanțele nu sunt și ele concesionate. Acolo-s nemții! Era...